să prezint raportul primarului municipiului Moinești privind starea economică, socială și de mediu pentru anul 2021. Să aveți răbdarea să parcurgem acest raport, pentru că este de o importanță deosebită pentru noi toți, având în vedere că toți cei care sunteți prezenți aici, și nu numai care sunteți prezenți, și alți cetățeni și persoane care au funcții de conducere în instituțiile publice din municipiul Moinești, au o contribuție deosebită la realizările din municipiul Moinești, parte care sunt în acest raport. De aceea, pe lângă consilierii locali, pentru că în codul administrativ este menționat că primarul prezintă acest raport Consiliului Local, am considerat ca alături de Consiliul Local asta să fie prezent și salariații primăriei, aparatul de lucru al primarului, pentru că, așa cum spuneam, sunt parte în aceste realizări, dar și directorii și șefii de servicii de la instituțiile publice din municipiul Moinești. Așadar, voi trece în revistă realizările din anul 2021, dar cred că nu numai acestea, având în vedere că o parte sunt continuare din anii precedenți, dar și care vor avea continuitate în anii ce urmează. Așadar, aș începe, o să fie, acest raport este structurat pe capitole și de aceea o să enumăr din aceste realizări pe fiecare capitol în parte. Ne amintim cu toții, începând cu iarna, primăvara anului 2020, am fost afectați de această pandemie, de COVID. Cred că majoritatea dintre dumneavoastră ați trecut prin această boală. Nu știu ce va urma în continuare, că am observat o creștere a cazurilor în ultima perioadă. Vedeam dimineață la televiziune că undeva la 4.004 cazuri au fost în 24 de ore. Nu suntem fericiți noi, avem câteva cazuri la Spitalul Municipal de Urgență. Nu a fost pusă viața nimănui în pericol până la acest moment. Sperăm și în continuare să nu avem surprize. Dar în acea perioadă știm cu toții că a trebuit să implementăm niște acte normative care au fost atunci aprobate și aprobate de către Guvernul României și Parlament, fapt pentru care a trebuit să le aplicăm și la nivel local, nu puține, și în primul rând a fost informarea cetățenilor, tot cu sprijinul aparatului de lucru a poliției locale. A urmat acele dezinfectări a tuturor zonelor din municipiul Moinești, a urmat acele montaje ale aparatelor, dispozitivelor pentru dezinfecția mâinilor la blocuri, am avut în vedere acele dezinsecții în școli și dotarea școlilor cu ce era necesar, dar și un proiect, vedeți la litera D, 272.000 de lei pentru achiziționarea de materiale sanitare și soluții dezinfectante. N-a fost ușor. Sperăm să nu ne mai întâlnim cu astfel de situație, pentru că știm cu toții ce program a trebuit să implementăm la primărie, știm cu toții cum se desfășurau ședințele de Consiliu Local cu acele măsuri, dar și lucru cel mai mult care a afectat cursurile școlare de la școlile din municipiul Moinești și din toată țara, cursuri care, zic eu, sunt mult mai binevenite cu prezența fizică în școală. Dar a trecut acea perioadă neagră, ne amintim cu toții, suntem contemporani cu perioade care nu ne le dorim, dar ce să facem, mergem mai departe. Din acest raport, o ramură importantă este infrastructura urbană. Și aș aminti aici și partea de infrastructură rutieră, în mod special, pentru că știm cu toții, în 2017, când am preluat mandatul de primar, în municipiul Moinești erau 64 de străzi neasfaltate. Care mai mici, care mai mari, care kilometri. În acest moment vă spun că s-au asfaltat 45 de străzi și mai urmează. Deci mai sunt mai puțin de 20 de străzi pe care urmează infrastructură de apă, canal, schimbarea rețelelor de gaze, după care vom găsi soluții și bani în buget să rezolvăm și aceste străzi mult așteptate de cetățenii din cartierele municipiului Moinești. Dar doar în anul 2021 s-au asfaltat strada Avântului, Luminii, Calea Poduri, Libertății, Osoiu, General Șova. Aici, la General Șova și Nicuiene, a fost un proiect mai amplu din bugetul local. Știți cu toții și problemele întâmpinate la strada General Șova, pentru că nu am putut
putut realiza recepția acestei străzi la timp datorită întârzierii lucrărilor din cauza constructorului, a trebuit să înlocuiască pavajele din parcări, a trebuit să piconeze rigola, să o toarne din nou și mai mult decât atât și stratul de uzură, stratul de 4 cm pe toată suprafața străzii. A fost greu să-i determinăm să facă acest lucru, până acolo încât i-am amenințat că le vom da certificat de neconformitate și la momentul potrivit le vom executa și garanția. Dar iată că prin exigența colegilor din primărie și a mea, această stradă arată cum trebuie acum, cu excepția acelei zone unde s-a spart conducta de apă din vina celor de la Crab, o spun cu voce tare că în aceeași zi s-a spart conducta și pe strada General Șova și pe strada Osoiu, au mărit presiunea necontrolat și uitați cu ce ne afectează o stradă care este nouă, deja are pe ea două plombe destul de mari. Și la fel și strada Osoiu pe care am făcut-o tot în anul ce a trecut. Strada Nicuiene în aceeași situație, ca să vă dau un exemplu ce gânduri ne-au pus cei de la Crab cu strada Nicuienea. Au venit să ceară un aviz de la primăria Moinești pentru a branșa canalizarea din satul Șesuri de la primăria de la Măgerești, la stație de epurare de la Moinești, să vină la intrarea în oraș pe strada Mihai Eminescu, atelierelor, pe strada Capitan Zăgănescu, să intre pe Nicuienea și să meargă la stația de epurare. O aberație, am spus, nu pot accepta așa ceva, pentru ca străzile din Moinești să fie distruse, pentru că nu acceptă proiectantul să reabiliteze stația de epurare de la Măgerești din satul Șesuri. Nu voi accepta acest lucru nici pentru bazinele de la Micleasca, tot și acolo ne solicită să le dăm un aviz să ducă o conductă către primării, către localitățile Berești, Azlău și Balcan pe Jol. Acel bazin de bea satisface nevoia din municipiul Moinești și am solicitat ca acest lucru să se poată întâmpla, să mărească capacitatea de depozitare a apei potabile din cartierul Micleasca, doar în aceste condiții. Dar dumnealor, probabil nu contează că strică asfalt, că distrug o stradă care a muncit ori din fonduri europene, ori din bugetul local, interesul lor este să-și facă proiectul. Al meu este să avem un oraș modern, un oraș curat, un oraș cu toate utilitățile și să ne ajungă nouă întâi, după aia noi dăm și la alții, dar condiția este să ajungă la noi. Am realizat și o parte din parcări care nu sunt cuprinse în proiectul pe mobilitate urbană. Și vă pot spune că în acest an am ajuns ca toate parcările din mâine să aibă o infrastructură cu pavaje, asfalt, beton. Mici excepții, sunt capete mici care vor fi rezolvate și acestea. Și aici amintesc strada Libertății în zona Cămin-Creșă, care nu era reabilitată, zona Unicat, acces către blocurile de acolo, zona Schierei, blocul 13-14, acea alee de lângă scări care rămăsese neasfaltată atunci când am realizat asfaltul pe Pământ Pincio și Libertății, pentru că din cauza pensii nu puteau cilindra corespunzător. În același timp am cheltuit bani din bugetul local, dar și cu un sprijin de la Ministerul Mediului pentru punerea în siguranță a unor locuințe din cartierul Văsiești și Lucăcești Sat. Sunt aceste rigole și gabioane pe care le-am realizat, cât și podul din zona Lucăcești Sat. Aceste gabioane de pe 22 decembrie, o sumă de vreo 1.100.000, v-am spus bani, parte din bugetul local, cât și de la Ministerul Mediului. Mai sunt astfel de lucrări de realizat pe multe zone, pe zona Hangar-Găsiești, pe zona lungă a Nicolae Bărcescu Plopilor, dar și pe cartierul Lucăcești, acolo unde râul Tazlău traversează municipiul Moinești și pot să spun cu voce tare că ar trebui să mai vină și apele române în sprijinul ATE-urilor să facă aceste diguiri. Aici trebuie să le mulțumesc pentru că au dat utilaje în municipiul Moinești atât pe Tazlău Sărat cât și pe Urminiș, utilaje de la SGA Bacău, care au adâncit și au creat căi de scurgere a apelor atunci când sunt ploi mai masive. Un proiect de importanță deosebită pentru municipiul Moinești. Vedem cu toții, eu spun că schimbăm din temelii o infrastructură pe strada Mihai Eminescu, schimbăm din temelii infrastructura municipiului, în zona urbană a municipiului Moinești. Iată cum arată chiar astăzi această stradă. Mai avem aici exact cum se pavează, cum arată rigola și în curând vom vedea cum arată și pista de biciclete și carosabilul pe această stradă.
Am fost prin multe localități, vă spun că circul și eu ca și dumneavoastră, nu știu dacă ați văzut mai multe străzi de acest gen, să aibă pavaje, acces la fiecare curte, o astfel de rigolă pentru preluarea apelor pluviale, o pistă de bicicletă într-un cartier periurban și refacerea iluminatului stradal, sistem de supraveghere, un proiect în valoare de 5 milioane de euro și ați văzut azi în ședința de Consiliu, veneam cu o corecție a indicatorilor datorită scumpirii materialelor și chiar și a manoperii. A scumpirii care ne afectează pe toate proiectele și vă spun cu greu discuții zilnice cu cei care efectuează aceste lucrări pentru a nu cumva să denunțe contractul, pentru a nu cumva să ne lese lucrările neterminate, ar însemna o reevaluare a ceea ce s-a făcut, o evaluare a ceea ce s-a făcut, o reevaluare a ceea ce urmează, licitație publică, vă dați seama, o perioadă de cel puțin un an de zile, am pățit la școală de Vasiliev, dacă vă amintiți, la Alexandru Sefer și nu mi-aș dori așa ceva vreodată. Sper să vină Guvernul sprijin și chiar și Uniunea Europeană cu aceste sume, ca diferență la scumpirii materialelor, să finalizăm aceste proiecte și să continuăm cu cele care ne-a propus tot pe infrastructură, pe mobilitate urbană. Avem un proiect, dacă nu să ajung la acel moment, o să vă spun de proiectul pe drumul național, care cam așa va arăta și acolo. Mergem la zona urbană aici, în Măinești. Această modernizare a coridorului de mobilitate urbană. Zilele trecute vă spun că o doamnă foarte supărată a spus așa: nouă ne trebuiau piste de biciclete acum din cauza că nu aveam unde parca mașina. La momentul ăsta nu se vede nicio pistă de bicicletă și mai mult decât atât, această lungime a pistelor de biciclete reprezintă, această lucrare privind pistele de biciclete reprezintă doar 10% din acest proiect. 48.000 de metri pătrați de pavele. Zilele, acum vreo două săptămâni, a venit constructorul să-i asigur un loc unde să gareze, să depoziteze 200 de tiruri de pavele. Deja vreo 50 au venit. Am găsit acest loc la liceul Lucăcești în spate. Și cum pot spune că doar pista de bicicletă s-a accesat în acest proiect. De aceea suntem mesagerii realizărilor primăriei municipiului Măinești și consilierii locali și aparatul de lucru și ceilalți să le aducem la cunoștință celor care nu înțeleg importanța acestui proiect că se realizează infrastructura la trotuare în incintele de blocuri în acele zone semi-pietonale, se dotează cu bănci, vedeți ceva tipic, cred și aici, nu știu dacă ați văzut în multe localități astfel de coșuri, astfel de bănci, se modernizează iluminatul ornamental dintre blocuri și pe lungimea pistei de biciclete, se refacere carosabil, marcajul rutier prin toate, pe toate străzile Tudor Vladimirescu, Libertății, Ion Crean de Zorilor, Vasile Alexandrii, Schelei, se face acea canalizație cu 6 tuburi pentru curent slab și 2 tuburi pentru curent tare. Toate firele de pe stâlpi vor dispărea, dar vor dispărea și o mare parte din stâlpi pe strada Vasile Alexandrii, Zorilor Libertății. Chiar astăzi am trecut la eliminarea cablurilor din cartierul de aici, de la Biserica Sfântul Nicolae, unde nu va rămâne niciun stâlp de beton, vor fi doar stâlpii, 19 stâlpi se montează doar în această zonă, din jurul Bisericii Sfântul Nicolae. Spun eu că este cel mai de amploare proiect pe care îl realizează municipiul Măinești acum la pachet cu cel de pe strada Mihai Eminescu, George Coșbuc și nu este ultimul proiect. Deja am primit finanțare pentru sub de fezabilitate și proiectul tehnic ca cei 9,6 km de drum național să fie realizați aproape asemănător cu lărgirea unei benzi pe tronsonul de la sensul Gelatorului până la ieșire spre Bacău, trotuare, rigole și bănci iluminat pe acea zonă, realizarea acelui sens Gelatorului din zona Mihai Eminescu atelierelor, prelungirea pistei de biciclete până în zona atelierelor în dreptul bazei de tratament, viitoarei baze de tratament și un lucru care
l-am discutat cu proiectantul și la care lucrăm acum, realizarea unei pasarele de la hotel peste parcul Băi până pe strada atelierelor. Deja am defrișat arborii de acolo, să poată veni geologii, să poată veni topografii pentru a realiza măsurile, studiul de fezabilitate și proiectul tehnic și pentru această pasarelă. O pasarelă care va fi parte din sticlă, cu pista de bicicletă care va avea continuitate de la Seleg până pe strada atelierelor și până la gazărie și o și pietonală. Domnul proiectant mi-a spus că visesa e fixă, dar i-am spus că ce a făcut până acum s-a văzut. Acum vreau altceva să vedem și cu acest proiect. Cât și rigole, trotuare până la ieșirea spre Comănești. Știți că este văduvit de acest lucru, de trotuare, de scurgere de ape pluviale, zona cartierele din Lunca, din zona Lunca, Văsie și Hangari. Proiectul este în derulare, are termen de predare luna noiembrie 2022. Vedeți aceste imagini din incintele de blocuri. Da. Cam atât despre coridor. Mergem mai departe, tot despre realizările din zona urbană, în cartierul Lucăcești, pe strada Capitan Zăgănescu. La acest moment se realizează o piață bazar. Cred că ați trecut cu toți acolo. E o piață care va deservi un comerț în aer liber. Vom muta aceste tarabe și tot ce comerțul care se desfășoară astăzi în zona străzii Eremia Grigorescu. Vom muta și comerțul cu cereale de pe platou de la Lucăcești. Vor fi și tarabe. Este un sediu administrativ cu birouri și grupuri sanitare. Cred că 100 și ceva de parcări. Un sistem neiluminat pe care l-am realizat din buget local cu echipa de la domeniul public și de la energetic. Spun eu că e un lucru bun, având în vedere că acea zonă de teren era prea acea zonă unde se desfășura bazarul acum. E o zonă aglomerată în zilele de târg. E o zonă care poate primi oricând o altă destinație mult mai benefică pentru noi și pentru cei care stau în acea zonă. Trecând la un alt capitol, educație, spun eu că n-am rămas în urmă nici aici și pot să spun că suntem dintre primele localități din țară care am investit în acest lucru în educație, primim și premii la acest domeniu, o să-l vedeți mai la finalul prezentării acestui raport. Avem aici în imagine școala George Enescu, o școală la care am investit 1,7 milioane de euro, școala Ștefan Lucian, scuze, o școală care a fost făcută, realizată prin Planul Național de Dezvoltare Locală, 1,7 milioane de euro, nu toți banii, toți banii au provenit de la PNDL. La acest moment, lângă această școală, e și acea școală de băieți de patrimoniu național, e într-un parteneriat cu Consiliul Județean. Zilele trecute am semnat caietul de sarcini pentru realizarea proiectului tehnic, să realizăm acolo un muzeu regional. Dar mă întorc la această școală care are un teren modern, unicat în zonă pe tartan. Condițiile, cred că sunt aici directorii și ne pot spune cum sunt condițiile astăzi în școală și că venim în sprijinul dumneavoastră și cu acel proiect de dotare cu table școlare, cu laptopuri și tablete pentru elevi. Tot aici vă pot arăta școala George Enescu. Aici sunt 1,4 milioane de euro din fonduri europene, dar mai mult de jumătate sunt din bugetul local. Am accesat un credit pentru a finaliza această școală, dar nu numai pentru asta, cât și pentru liceul Grigore Cobălcescu, cât și pentru sediul Direcției de Asistență Socială. Și aici, la această școală, am venit în completare cu acel teren de sport, la fel și la celelalte școli, nici o școală nu mai are un teren de sport neamenajat sau nemodernizat. Aici este liceul Cobălcescu, 3 milioane de euro, peste 1 milion de euro, este din acel credit care vă spuneam mai înainte, 7 clădiri, proiectul este undeva la 70%, sperăm să se încadreze constructorul, dacă nu va trebui prelungit un pic contractul. Dar una peste alta, vom avea o instituție de învățământ net superioară multor instituții de învățământ din țară. Aici este școala Alexandru Sever, 1,2 milioane de euro de la PNDL. Știți ce greutăți am întâmpinat aici?
cu un constructor care ne-a lăsat la 34%, a trebuit să-i facem reevaluare, a trebuit din nou licitație, evaluare la ce era de terminat, a trebuit să ne mai finanțeze Ministerul Dezvoltării cu 1,2 milioane de RON și și am terminat această școală și pe data de 5 septembrie, când începe anul școlar, sper să ne întâlnim cu toți acolo, vă și invit de pe acum, să inaugurăm această școală, să învețe copiii în condiții moderne, să nu mai facă naveta către școala, către sediul școlii de la Hangar. Vorbeam de... Aici este grădinița numărul 9, tot o grădiniță realizată prin fonduri europene cu Ministerul Educației. Pe lângă cele 500.000 de euro primite de la Ministerul Educației, am alocat și noi 170.000 de RON pentru realizarea împrejmuirii pe care o vedeți în aceste imagini a locului de joacă. Și cele trei grupe au fost mutate de la creșa la primii pași în acest sediu și în fostul sediu al acestei grădinițe am extins creșa de la 45 de copii la 80 de copii astăzi. După cum știți, a trebuit să mărim și numărul salariaților pentru a avea, a asigura condițiile pentru desfășurarea cursurilor la această instituție. Aici o parte din terenuri este terenul de la școala Tristan Țăran, terenul de la Ștefan Lucian, vă spuneam, acel teren pe tartan, școala George Enescu, făcută din bugetul local la George Enescu. Aici este un teren făcut, realizat la liceul Cobărcescu, 200.000 de la Petrom, restul până la 600 și ceva de mii din bugetul local. Tablete și echipamente IT, vă spuneam mai înainte. Acest proiect este în derulare. S-a finalizat două licitații, trei loturi sunt. Două sunt finalizate la această oră, cele pentru 1450 de tablete. Mai sunt pentru laptopuri și tablete și table smart. Sperăm ca până la începerea anului școlar să dotăm cu aceste tablete și table școlile pentru a îmbunătăți și aici activitatea educațională. La clădiri publice și rezidențiale, știți, vedeți cu toții acea clădire din zona Bisericii Sfântul Gheorghe, o clădire care este destinată asistenței sociale, în totalitate, zic eu. Și aici se lucrează, ați văzut cu toții, toată clădirea va fi îmbrăcată în ancobond, condiții deosebite vor fi în interior, dar și cu acel centru multifuncțional pe care îl realizăm pe strategia de dezvoltare a zonelor urbane defavorizate, care își va avea sediul tot în această clădire. Aici sunt cele trei case construite în cartierul Lucăcești, cât și fosta centrală din cartierul Libertății, din spatele Bisericii Sfântul Neculai, unde astăzi se desfășoară deja activitatea cele 18 persoane care locuiesc în aceste case, persoane cu dizabilități care au fost relocate din centrul de plasament de la Comănești, cu tot personalul de la Direcția de Asistență Socială Bacău. Și vă spun că am fost zilele trecute cu o delegație acolo, condițiile sunt la superlativ pentru cei care locuiesc acolo, se autogospodăresc, fac mâncare acolo, sunt aprovizionați de Direcția de Asistență Socială, au pedagog, administrator, asistent social, bucătar, în condiții deosebite, dar și activități de psihologie, kinetoterapie în acest sediu de desfășurare a activităților din strada Libertății. Vă spuneam mai înainte de muzeu. Cam așa va arăta clădirea muzeu. Am reușit un parteneriat cu cei de la Consiliul Județean, un parteneriat în valoare de vreo 2 milioane de euro, din care ei vor veni cu 90%, noi cu 10%. Vă spuneam că am semnat caietul de sarcini în zilele trecute pentru realizarea proiectului tehnic. Are un termen de execuție de 5 luni, după care vom demara procedurile de licitație pentru execuția acestei lucrări într-o perioadă de 24 de luni. Spun eu că rămăsese cam ultima clădire din acea zonă nereabilitată, o clădire de patrimoniu național. Știți în ce condiții se reabilitează aceste clădiri, de aceea trebuie să găsim și o firmă
firmă care are acreditare pentru realizarea unor astfel de proiecte tehnice. Suntem în curs de achiziție a acestor servicii și cred eu că peste 5 luni vom putea demara, după verificarea proiectului tehnic, să demarăm procedurile pentru și execuție și în anul 2023 să vedem deja muncitori pe acest șantier. Despre ANL vă pot spune că cu greutate se realizează aceste două blocuri. Am mai avut și o parte din hotel și vă voi spune la momentul potrivit ce s-a întâmplat, pentru că era destinat locuințelor pentru medici, dar iată aici chipurile de vreo luni de zile se lucrează la interior, s-au turnat șapele pentru toate apartamentele din clădirea din partea stângă, au început încuierile la păreți și probabil la acoperișul la a doua clădire. Sper să aloce fonduri să le definitivăm, pentru că sunt cereri și așteptăm să definitivăm și aceste clădiri care, după părerea mea, au întârziat prea mult, dar nu din vina noastră, ci din vina celor de la Ministerul Dezvoltării, de la Agenția Națională de Locuințe. Despre agrement, iată imagini cum va arăta acel bazin de nod de pe sediul fostului ștrand, cum se lucrează în acest moment, pentru că dacă ați trecut prin acea zonă, ați văzut echipă la lucru, e o firmă care s-a prezentat. Dacă merge în ritmul ăsta, eu cred că termină mult mai repede decât este prevăzut în graficul de lucrări și să putem da în folosință un bazin didactic, un bazin de care avem atâta nevoie. Sunt sigur că știți și dumneavoastră sau chiar aveți copii care merg la seia lecții de not la Bacău sau în alte localități. O să fie binevenit aici la Moines să nu mai ducem copiii să pierdă timp atât profesorii cât și ei pe drum și să avem acest lucru aici la Moines. E o realizare prin Compania Națională de Investiții, 1,8 milioane de euro. Drumurile mele la București se concretizează și în astfel de proiecte și nu sunt întâmplătoare, nu știu câte alte localități din județ sau așa ceva. Tot pe strategia de dezvoltare a zonelor urbane defavorizate, avem o finanțare de 200.000 de lei, deci aproape 200.000 de lei pentru locuri de joacă. Unul din ele, din aceste locuri, este în parcul din zona spitalului, în parcul Tei, unul în zona Căliman, unul în zona Plopilor și unul în cartierul, în cartierul Hangar. Acest proiect este în verificare acum, urmează semnarea contractului, după care realizarea lor, poate până la sfârșitul anului. Nu cred că, nu sunt sigur dacă va fi posibil acest lucru, dar sunt sigur că cel târziu la începutul anului viitor vor fi gata montate. Despre mediu. Ați văzut că acest raport cuprinde și activitatea de mediu și nu sunt puține activități la municipiul Moinești. Chiar am fost premiat de Agenția Funcționarilor Publici de Asociația Municipiilor, chiar locul 2, parcă am luat la Asociația Municipiilor, la activitatea noastră pe mediu, la proiectele implementate și la toate evenimentele pe care le-am realizat, acelor zile dedicate, cum vedeți și acolo, zonele umede, luna pădurii, colectarea selectivă, eficiența energetică, ziua apei, ora pământului. Vă spuneam de plantări la școala George Enescu, am realizat o plantație, o pădure urbană, la fel și la liceul Grigore Cobălcescu, cu sprijinul celor de la OMV și a unui ONG, dar și cu elevii de la școli, cât și cu aparatul de lucru al primarului, păduri urbane monitorizate și care chiar astăzi au prins viață, pot spune. Uitați aici campania de pui de om, pui de pom, Săptămâna Mondială a Mediului, Săptămâna Mondială a Europei. Vă spuneam de o mulțime de evenimente care nu le-am ratat și vă spun că avem invitați deseori pe cei de la Agenția de Mediu, de la Garda de Mediu, de la DSP, de la DSV și apreciază aceste activități la Moinești. De fapt, sunt cam unicat în județ din ceea ce ne-au comunicat dumneavoastră. Energie. M-aș opri mai întâi la acest proiect. Știți cu toții, 1.300.000 de lei am investit, din care 1.000.000 de la Ministerul Mediului, pentru înlocuirea lămpilor din zona Hangani, Băsiești, Runca, atelierelor, cu lămpi LED, peste 750 de lămpi LED în această zonă. Acum există în evaluare la Ministerul Mediului un proiect de 4.300.000 să acoperim toată zona municipiului Moinești cu acest
cu aceste lămpi cu LED, dar și cu teleregesiunea care o implementează în punctele de transformare. Trei puncte deja au fost modernizate, restul vor fi modernizate prin acest proiect, care mi s-a comunicat că în luna iulie va fi, în luna iulie va fi finalizată evaluarea lor. Sper să se țină de cuvânt și să ne încadrăm în acest termen. Dar avem aici și iluminatul ornamental din perioada sărbătorilor de iarnă. Pot spune că am ocupat locul în județul Bacău la acest capitol. N-am spus-o eu, au spus toți cei care au venit în oraș în acea perioadă. Ați văzut și dumneavoastră, ne-au ajutat foarte mult acești pomi de pe centru, ne ajută acele sensuri giratorii și toată infrastructura pe care o avem pentru a o pune în valoare cu ocazia acestor sărbători și prin contribuția de la bugetul local, iată că prin alocarea de la bugetul local ajung o sume, dar nu niște sume exagerate, așa cum am văzut, brad de 100.000 de euro pe la Petroșani sau nu știu ce pe la altă localitate. Și cu sume modeste în fiecare an am reușit realizarea acestui iluminat ornamental. Despre salubrizare, e mult de vorbit, să zic așa, la ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Să vă amintesc că în 2017 am avut acea criză a deșeurilor pe care am gestionat-o, așa cum am putut, dar de care am scăpat cu fruntea sus și astăzi se colectează în municipiul Măinești. Iar la începutul săptămânii am avut vizita Verzii de Mediu. Într-o statistică suntem la o selectare de 36%, chiar dacă nu se vede, în spațiul public din zona urbană, pot spune, de la pubele. Faptul că încă nu înțeleg cetățenii de la bloc, selectarea colectivă este necesară și să contribuie la acest lucru, cetățenii de la case au înțeles mai bine, pentru că au fost dotați anul trecut cu acele pubele individuale, pentru gunoi menajer, pentru gunoi selectiv și pentru deșeuri vegetale, pentru care merge mașina din poartă în poartă. Prin realizarea acestor activități a crescut gradul de colectare a deșeurilor reciclabile. Un lucru bun, suntem chiar primii din județ, să știți. Nu se vede în zona urbană, repet, pentru că am făcut acele echipe cu elevii de la Liceul Cobălcescu, cu alți elevi de la alte școli. I-am dotat cu vestă, cu mănuși, cu ecuson, cu șapcă. Au întâmpinat cetățenii când au venit spre aceste pubele, au rupt chiar sacoșa, i-au îndrumat cum să selecteze deșeurile. Degeaba a doua zi aceleași persoane la aceeași pubelă veneau cu deșeurile tot neselectate. Vrem să reluăm aceste activități și vrem să implementăm un proiect pe PNRR aici, să, ca toate pubelele publice să fie schimbate aceste europubele. Vor veni acele module, deja din buget local am achiziționat 5, vă pot spune că un modul de la cam 20 și ceva de mii de lei, fără TVA, unde sunt 6 cușete, unde sunt introduse aceste pubele. Vor avea un dispozitiv mecanic prin apăsare pe piciorul și sper că atunci lumea să înțeleagă să nu mai depoziteze pe lângă aceste pubele, să depoziteze gunoiul selectiv, să creștem această cantitate, pentru că cu cât crește cantitatea de deșeu reciclabil, cu atât suma pe care o plătim la DIS la Bacău este mai mică. M-aș opri aici, pentru că e vorba de salubrizare, să vă expun câteva lucruri care se întâmplă vis-a-vis de curățenia din oraș. Am primit întotdeauna chiar felicitări acum la tabăra de vară, care a avut loc zilele trecute, tabăra de pictură din Pin, unde erau 20 de persoane de la Sighetul Marmației, Mizil, Brăila, Călăraș și au apreciat curățenia din oraș. Cu toate că există un disconfort și deranjul creat ca urmare a acestor șantiere, am încercat să ținem un oraș curat prin contribuția cui? A aparatului de lucru al primăriei, a celor de la firma de salubrizare, pentru că nici ei nu pot fără noi, nici noi fără ei. Spun acest lucru că mai folosim acele persoane de la 416, folosim salariații noștri de la domeniul public, cât și cei de la firma Soma care asigură salubrizarea și nu în ultimul rând poliția locală. Să știți că am întreprins niște măsuri în ultimele 2-3 luni, cred că se apropie acum de a treia lună, în care am fost mai exigenți decât oricând privind atitudinea celor care nu le place curățenia. Filmați pe camerele de la vedere, cei care au aruncat
chiștoace de țigări, care au lăsat pahare pe bănci, care au aruncat acele bețeșoare. Acolo unde au fost prins, au fost sancționați și într-o statistică pe care mi-a prezentat-o directorul Poliției Locale de curând, era undeva la 41.000 de lei amenzi date numai în ultima lună. Fără o măsură coercitivă, nu ajungem nicăieri. Degeaba îl rogi frumos, degeaba îi spui că vrem să avem un oraș curat, aruncă țigara din mașină, aruncă sub bancă. Acum puteți trece pe la cei din parc care joacă remi, șac ce joacă acolo table, să vedeți dacă e o țigară sub masă, să vedeți dacă pe bancă e ceva, fiind monitorizați permanent de cei de la camere, chiar cu sancționarea unor polițiști locali și a unor pasnici, unul chiar avea un duminic, din zona 100. Atât măsurile coercitive pentru cei care nu păstrează curățenia, dar și pentru colegii mei care nu vor să înțeleagă că trebuie să lucrăm în echipă și trebuie să realizăm aceste lucruri împreună. Nu poate numai primarul, viceprimarul sau un director din primărie să supravegheze această curățenie sau aceste spații până nu avem contribuție și noi care suntem plătiți pentru acest lucru. Mai lucrăm la acest lucru și sper ca și dumneavoastră să ne ajutați în acest sens. Am realizat un grup, toți directorii, toți polițiștii locali, viceprimari, sunt în acest grup. Orice imagine în locul ei este pusă pe acest grup. E responsabil pe fiecare domeniu, în maxim jumătate de oră, dacă nu se poate rezolva pentru a doua zi, dar în maxim jumătate de oră, dacă e vorba de ceva care se poate rezolva, nu contează că e sâmbătă, duminică, că e două noaptea, atunci se prezintă și rezolvă. De aceea vă rog și pe dumneavoastră, dacă aveți, să aveți numărul directorului Poliției Locale, șefului de serviciu, deci a domnului Lungu și a domnului Ifrim, să le transmiteți orice poză pe telefonul dumnealor de serviciu, pentru că ei o pun pe acel grup și putem lua măsuri imediat. Ne-ați fi de mare ajutor dacă ați face acest lucru. La sănătate, vă spunea doamna Oana, suntem la 17-a ediție, parcă a zilelor medicale, sau la 12-a, nu mai știu, dar în orice caz, orașul va fi vizitat de sute de persoane în această perioadă, joi, vineri, sâmbătă, și în orice oameni, doctori, profesori universitari, rectori de universități de medicină, reprezentanți ai instituțiilor publice din zona județului Bacău și nu numai, un eveniment care pune în valoare activitatea medicală de la acest spital de urgență, la care și municipiul Mâinești are contribuție prin proiectele realizate și unul dintre acestea este cel din fața spitalului la unitatea de dotarea ambulatorului de specialitate, dar și nu numai dotarea, ci și realizarea acestei clădiri, care încă nu a fost inaugurată. 8,5 milioane de lei sunt și pentru, este și pentru aparatura cu care va fi dotată. Unde extinderea blocului materno-infantil, știți cu toții, e o clădire care ne dorim să o realizăm în spatele spitalului, clădire de 5 etaje, 55 de milioane de lei. Vedeți că sunt vreo 11 milioane de euro, neactualizat prețul, este în lista sinteză la Ministerul Dezvoltării, la Compania Națională de Investiții. Își urmează pașii, dar și aici extinderea și dotarea care vă spuneam din față, dar și reabilitarea blocului operator, spuneam în plenul ședinței de Consiliu, despre realizarea acestui bloc operator, a celor două stări de clasă, prin contribuția Consiliului Județean și a bugetului local, în valoare de 3.700.000 de lei. Inaugurarea acestor stări de operație și a blocului operator va avea loc vineri la ora 13, cu prezența președintelui Consiliului Județean și altor factori decizionali pentru realizarea acestui proiect. Pentru că tot vorbim de sănătate, avem această secție sanatorială balneară. Aici trebuie să vă spun că împărțim această clădire în mai multe corpuri. Drept aici, în față, este corpul B, în dreapta este corpul A și în spatele lui este corpul C. Corpul A și corpul C au fost date în proprietate Ministerului Sănătății, sunt în administrarea la Institutul Național Balnear și am realizat un studiu de fezabilitate, de fapt cei de la Institut au realizat un studiu de fezabilitate pentru realizarea acelei secții sanatoriale balneare. A fost prezentată în Consiliul Local, așa cum a fost prezentată în Consiliul Local studiul de fezabilitate. Este
la Compania Națională de Investiții, mai trebuia recalculat devizul și adăugată zona de parcări. Știți că în urmă cu vreo 3 luni am dat și acel teren din spate pentru amenajarea unei parcări acolo. S-a alipit și acel teren, s-a completat devizul și cred că în curând vor demara procedurile de achiziții pentru proiectul tehnic și realizarea acestei investiții, care nu este o investiție ieftină. Trece de 11 milioane de euro, să știți, întreaga clădire, secție sanatorială balneară. Dacă actualizează prețurile, cred că va fi și chiar 12 milioane de euro, dar va fi de durată, sper ca la anul pe vremea aceasta să avem constructor pe teren. Nu garantez, pentru că nu este în curtea mea, este în curtea Ministerului Dezvoltării, dar sper să urmeze pașii, să înțeleagă și dumneavoastră și Institutul Național că această clădire este de importanță deosebită pentru municipiul Măienești, având în vedere cei 32 de ani de când această clădire este în această situație. Pentru acest corp B, consilierii locali știu că au aprobat acest lucru, colegii mei din primărie că au întocmit documentele și au participat și la licitație. Am fost de mai multe ori la ANL, la București, pentru că această clădire era destinată locuințelor pentru medici, pentru specialiști. După 2 ani și ceva cât a stat la ANL, nu a fost alocat niciun leu, nici pentru studiu de fezabilitate, nici pentru altceva. Nu era nicio listă sinteză, stăteam în așteptare acolo, într-o discuție cu nouul director de la ANL. Nu era prevăzut nicio sumă nici pentru acest an, așadar am hotărât împreună cu cei din Consiliul Local, am inițiat acel proiect de hotărâre și dumneavoastră au fost de acord să scoatem la licitație această clădire. Am făcut o evaluare, a rezultat suma din evaluare suma de 300.000 de euro aproximativ, cu înlăturarea acoperișului, cu degajarea acelor plăci de BCA care erau un izolator termic în anii 90, dar acum trebuie îndepărtat, s-a scăzut din valoarea totală și a rezultat undeva la 300.000 de euro. Am parcurs etapele din Consiliul Local, am parcurs procedurile de licitație și iată, săptămâna trecută a fost adjudecată, chiar în Măineștean, nu-i niciun secret, de Mario, se cheamă pensiunea, Andrei Maria, parcă cheamă pe administrator, a achiziționat această clădire, unde va realiza un hotel cu restaurant, camere de cazare, așa este și în caietul de sarcini. Undeva în 8 luni va trebui să realizeze documentele pe expertize, avize, proiecte, toate alea, și în 24 de luni să dea viața acestui corp de clădire. Sper eu să fie un administrator serios, să realizăm o parte din această clădire și pe parcursul realizării acestei clădiri să vină și cea din urmă și să dăm viață unei clădiri așteptate de toți cetățenii municipiului Măinești și vă spun că la orice eveniment care are loc aici la club, în parcul 2 sau în altă parte, una dintre întrebări care mi-este adresată, ce e cu această clădire, de ce a rămas așa și de ce nu se face nimic. Când vom vedea schela acolo, cu siguranță vom avea încrederea că va continua și nu se va întâmpla niciodată și sper să nu se întâmple ceea ce s-a întâmplat cu istoricul acestei clădiri. Pe social, aici e o activitate pe care eu am delegat-o secretarului municipiului Măinești, secretarului general. E o activitate destul de extinsă. Avem o direcție de asistență socială, avem un centru social de îngrijire a bătrânilor, avem un program, o strategie de dezvoltare locală a zonelor defavorizate într-un proiect amplu cu fel de fel de cantină socială, centru de zi socializare, centru de zi pentru copii, serviciu de îngrijire la domiciliu. Sunt bani care vin de la Uniunea Europeană, sunt bani cu care plătim un număr de salariați în acest moment și nu puțin, o perioadă de 31 de luni, prin care asigurăm aceste servicii sociale. Le-am și transmis colegilor care lucrează în acest moment în acest proiect că trebuie să lucreze nu numai doar la acest proiect, ci și pentru viitor să caute axe de finanțare și tot ceea ce din ce surse se poate accesa un proiect pentru a avea continuitate, pentru că bugetul local la acest moment și viitor nu poate asigura finanțarea salariilor și desfășurării acestor activități decât dacă vom accesa alte fonduri. Vă spuneam de cantină socială, uitați, un număr de 81 de măineșteni în situație de risc, 51 de adulți, 30 de copii, beneficiază la centru de zi, de masă caldă gratuită.
cu petrecerea timpului liber, la fel 59 de adulți au beneficiat de servicii sociale primare, la fel un număr de 30 de copii care provin din familii cu probleme socioeconomice au beneficiat de asistență gratuită în timpul zilei în scopul ameliorării situației de risc în care se afla. Da. Mai amintesc aici de activitatea de la centrul social, la centrul de îngrijire a bătrânilor. Sunt aproximativ 25 de bătrâni permanent acolo, un aparat de lucru pregătit, zic eu, atât timp cât asigurăm servicii și sunt beneficiari acolo. O cheltuială din bugetul local destul de mare, sunt 5 persoane fără sprijin financiar, una din ele chiar astăzi a primit am alocat o sumă pentru a-i plăti serviciile și nu puțin 2000 de lei, pentru că trebuie să avem grijă și de aceste persoane, să nu le avem pe stradă și le îngrijim în acest centru. Tot acolo funcționează acum Direcția de Asistență Socială și Centru de Zi, până vom finaliza clădirea din zona Schelei, din zona Bisericii Sfântul Nicolae. Și nu în ultimul rând, activitatea Direcției de Asistență Socială, vă spuneam, funcționează la nivel de aparat de lucru direcție. Nu sunt puține serviciile și prestațiile de asistență socială când zici că e mai puțin bine COVID-ul, când zici că e mai puțin din pachetele de la Uniunea Europeană, când zici că e mai puțin, trebuie să reanalizezi dosarele de la 416 la 6 luni. Toate aceste activități sunt destul de complicate, să spun așa, dar nu e imposibil de realizat, pentru că și acolo e un aparat de lucru cu asistent social, cu toți cei care s-au calificat în domeniu și pot spune că au mers și la cursuri în ultima perioadă, pentru că au fost cursuri finanțate tot de la Uniunea Europeană, cât și de UNICEF. Despre evenimente, știți cu toții că începem din luna ianuarie, e ziua culturii române pe 15 ianuarie, în fiecare an am realizat un eveniment. Sunt piese de teatru cu sprijinul Teatrului Bacovia, dar și cu actori de la nivel național. Este acel eveniment Miss Moineșteanca, în perioada zilei de 8 martie, ziua femeii. Avem aceste spectacole de stand-up comedy. Deja au început să revină acei actori care realizează astfel de spectacole. Sunt spectacole cu copiii de la școlile din municipiul Moinești și nu numai. Sunt acele spectacole cu actori de la consacrați de la nivel național și în acest an am avut câțiva. Iată, ziua veteranilor de război, cred că nu vă trebuie să vă mai amintesc despre venerabilul nostru veteran de război, domnul general de acum, Ioan Procopie, prezent la primărie de cel puțin 2-3 ori pe săptămână și în acest moment. E un lucru mare să ai așa ceva în zilele de astăzi, o persoană de aproape 103 ani și să fie prezentă la toate activitățile, nu numai de la Moinești. Zilele trecute a fost la aerodrom, la Bacău, la aeroport, unde a fost un eveniment și ne-a avut o intervenție destul de lungă, de vreo oră și ceva. Da, ne-au comunicat cei de la Cultul Eroilor că o oră nu l-au putut. Am realizat și noi evenimentul anul ăsta de Ziua Eroilor și de Înălțare, când a fost promovat pentru prima dată în municipiul Moinești, au fost 4 generali la același eveniment, un lucru mare, plus fanfara militară, plus amploarea evenimentului la care ați participat o parte dintre dumneavoastră. Vernisaje de pictură și acum am avut acea tabără de pictură care o realizăm în fiecare an, este încă în desfășurare, a fost vernisajul alaltăieri la Geneza, mai urmează un vernisaj pe data de 9 septembrie, când sunt zilele orașului, în sala alăturată. Piese de teatru, așa cum vă spuneam, spectacole, Ziua Internațională a Copilului, Breasla Actorilor, cei care au un actor din municipiul Moinești, Înălțarea Domnului, Ziua Eroilor, Ziua Internațională a ei pe dealul Soiului, a avut loc și în acest an. Iată Raliul Moldovei, etapă care se va desfășura la Moinești pe data de 5 august. Suntem și noi cofinanțatori la această etapă. Plecarea va fi de aici, din municipiul Moinești, din centrul orașului, din fața primăriei, dar garare autovehicule
reciclurilor și parcul auto, sperăm să ajungem la o colaborare cu pensiunea Mario, va fi din parcarea de la Mario, întrucât orașul acum este într-un șantier, așa cum vă spuneam, și nu e locul necesar pentru desfășurarea unor astfel de activități, n-ar putea primi aviz de la ISU pentru așa ceva. Vis de stea. La Consiliul Local am menționat la diverse și vă invit și pe dumneavoastră, pentru că la acest sfârșit de săptămână, începând de vineri de la ora 14, are loc acest festival anual. În acest an vin la Moinești 206 copii din alte localități și 18 copii din municipiul Moinești. În juriu fac parte Luminița Angel, Nico și Woody, mai sunt și alți compozitori. Gala va avea loc duminică la ora 16. Iată un eveniment de amploare la nivelul municipiului. Am solicitat o cameră pentru un invitat la zilele medicale. Nu am găsit nicăieri nicio pensiune în municipiul Moinești și îmi spuneau că sunt cazări de la Stănic până la Bacău pentru acest festival și pentru zilele medicale care se desfășoară în municipiul Moinești în acest weekend. Nu poate decât să ne bucure acest lucru, pentru că prezența acestor persoane în municipiul Moinești aduce ceva și la bugetul local. Pe lângă imagine, chiar și ceva financiar, cât de puțin, dacă stă la o pensiune, merge la PECO, merge în piață sau cumpără o cafea de la un chioșc. Eu zic că toate astea aduc plus valoare atât imaginii cât și valorii bugetului local. Vedeți aici competiție de tenis de masă, dar vor urmări la activitățile sportive. Se pare câmpenească pe la orizont. Piese de teatru, zilele medicale ale municipiului Moinești, ale spitalului municipiului, care au loc vineri la ora 14 în această sală, dar și cele 3 zile în cadrul spitalului municipal, cu inaugurarea acelor săli de operație. Manifestările culturale ale zilelor municipiului Moinești au avut loc și anul trecut. Știți că am premiat legendele sportului românesc, am avut această sală plină cu persoane și sportivi care au desfășurat și au fost premiați la nivel național, internațional, au titluri naționale și internaționale și ne-am bucurat de o prezență și a dumnealor aici în sală. Am invitat tot la zilele orașului toate cadrele didactice pensionare și toate cadrele didactice în activitate, dar pentru aceasta le-am oferit și dumnealor câte un trofeu, un mic trofeu simbolic pentru a ne aminti de lucrurile bune pe care le-au făcut pentru noi și pentru generațiile care au învățat în instituțiile de învățământ din municipiul Moinești. De asemenea, festivalul Moineșteanca, care a avut loc anul trecut, are loc și în acest an. Un concert a fost cu Plăiești anul trecut, dar și inaugurarea unui terenului de sport de la Cobălcescu. Iată activități pe care le vom realiza și în acest an, fără nici vere și altfel de sărbători câmpenești la stadion, ci doar la Biblioteca Municipală. Vă anunț de pe acum că vom avea o festivitate vineri în jurul orei 15-16. Biblioteca va primi numele de profesor Constantin Lobin și vor avea și câteva activități de lansări de carte, atât acolo cât și aici. Mai mult decât atât, sâmbătă va avea loc festivalul Moineșteanca. Vom realiza și înfrățirea cu două localități din Republica Moldova, duminică la ora 13, municipiul Strășeni și Ialoveni. Sunt localități cu peste 20.000 de locuitori, cu tradiții deosebite. Tradiții și ansambluri de muzică de toate felurile vor avea spectacole în această perioadă pe scena din Parcul Băi și sâmbătă și duminică după amiază. Vor face parte din juriu artiști naționali de la nivel de Republica Moldova, care sunt din Strășeni și Ialoveni. Eu spun o frățire cu două localități cam de la același nivel cu municipiul Moinești, peste 20.000 de locuitori. Mai ales vă spuneam cât de mult pun în valoare aceste tradiții de acolo, tradițiile românilor, pentru că sunt români în majoritate în aceste localități, dar am văzut un muzeu acolo, nu există în toată Europa, cred că câte costume și câte aparatură și instrumente muzicale sunt acolo și probabil în perioada zilelor în acest an, o mică parte din acel muzeu va veni în această sală sau în altă sală, vom vedea unde. Dar am făcut aceste demersuri și ca urmare a implementării proiectului cu muzeul, a tradițiilor, cum vă spuneam, schimbilor de tradiții, dar pentru muzeu, pentru a veni cu acele obiecte strânse din anul 1967, a început strângerea acelor obiecte, care dacă ați merge, ați rămâne surprinși total să vedeți ce e acolo și câte diplome sunt pe pereți acelei persoane. O singură persoană este
implicate indirect, restul sunt din cadrul muzeului de acolo ca și angajați. Zic eu că ne încadrăm și cu un buget anul acesta acolo, nu exagerat, să avem și aceste evenimente. Sigur, mulți doreau acele tarabe cu mici și bere. Vă spun că la acest moment și preventiv pentru pandemia care mișcă cât de cât, e de ajuns ceea ce face la bibliotecă, în această sală sau pe scena din Parcul Băi. Au fost spectacole cu formații de la nivel național, ediția de film, la a doua ediție, filme românești și festivalul de teatru sub lună și în acest an va avea loc, este finanțat pe legea 350. 1 decembrie, ziua națională, tot vedeți că întotdeauna am găsit posibilitatea și înțelegerea celor de la garnizoana Bacău să avem prezența fanfarei militare, să avem prezența cadrelor de la unitățile din Bacău, dar și din municipiul Măinești și văd aici în sală pe domnul colonel de la pompieri, care îi mulțumesc domnul Hodorov, domnul de la jandarmi și poliția, care au fost mereu alături de noi la realizarea acestor evenimente, atât prin prezența dumnealor, cât și a militarilor care au asigurat butoanele de la monument, cât și ce am mai realizat noi acele făclii pe data de 1 decembrie. Îmi spunea atunci președintele Consiliului Județean că încet, încet mutăm reședința de județ la Măinești. Da, vedeți, acestea sunt expuse și am ajuns la evenimente și premii, chiar la gala premiilor, vă spuneam la administrație locul 2 pe mediu, dar aici la Consiliul Național al Elevilor, care a avut loc în urmă cu aproximativ o lună de zile, privind investițiile în educație. Doamna Armeanu este aici, a participat la această festivitate. Locul 1 l-a luat localitatea Ciugut, locul 2 municipiul Măinești, locul 3 Iași. În urmă cu 2 săptămâni a fost o reuniune a celor de la UNICEF cu baza proiectului pe care îl are, unde este parte și municipiul Măinești și câteva localități din jur pe acest proiect pe care îl realizăm acum. Și am mers personal să văd și eu localitatea Ciugut, pentru că este treia oară când îmi ia față. Să văd acea școală, să văd ce înseamnă dezvoltarea smart într-o localitate. Vă spun că nu suntem departe de ideea, suntem pe locul 2. Dar e o localitate care a implementat într-o școală un sistem performant de a desfășura orele online prin acele table smart, prin acele tablete pe care le au copiii, într-un iluminat în clasă, atunci când e o vreme mai închisă sau iluminatul se adaptează la lumina de afară, plus curățenia de acolo, dar localitatea Ciugut are un sens gelatoriu în mijloc, o școală, primăria și biserica. Asta e centrul. E ușor de administrat, a recunoscut și primarul de acolo, l-am invitat aici pentru că următoarea întâlnire cu UNICEF va avea loc la Măinești și cu toți cei care să vină și dumnealor să vadă că nici noi n-am rămas în urmă la aceste școli. Dar probabil publicitatea acestei școli și acestei comune a fost mai mare, ceea ce încercăm și noi să facem de aici încolo, dar nu e singur, ci și cu dumneavoastră și cu cei care lucrează în mass media putem face acest lucru. Sport. E o ramă importantă pentru sănătatea noastră, pentru sănătatea copiilor. Peste 300 de copii sunt în momentul ăsta, 300-400 de copii sunt în momentul ăsta la clubul sportiv. Pe cele nouă activități sportive, nu puține, e tenis de masă, tenis de câmp, handbal, basket, fotbal, powerlifting, șah. Vedeți aici numele celor care au luat și premii și nu sunt puțini. Aș vrea să menționez aici pe cei de la tenis de câmp care sunt în lotul național. Eu în viață zic Sergiu, care este în lotul național și a câștigat trofee la Paris, în Austria, locul 1 la dublu, la 2 competiții. Sunt acele 2 fete de la tenis de masă care sunt în lotul național. Fete care de curând s-au întors din Albena, sunt din lotul național, fac parte 4 fete, 2 de la Măinești, 2 de la Buzău, la categoria 11 ani. Briana Cășuneanu și Sandu Vasilica, vedeți acolo. Uitați.
Deci nu cheltuim acest bani în zadar, sunt bani care contribuie la sănătatea și educația copiilor. Dar de ce nu într-o zi să le apreciem pe acest sportiv prin premiile care le vor lua sau ce campioni vor deveni la nivel național și internațional? Și dacă am alocat câte o sumă ca acest băiat de la tenis de câmp să meargă la Paris sau la Viena, dacă o să alocăm pentru aceste fete sau pentru competițiile naționale și nu puține, pentru că suntem în divizia B acum la tenis de masă la fete și cu speranța să promovăm din nou în A, cu speranța că cei care merg de la handball și la basket la diferite competiții, atunci când vor fi profesioniști, vor duce numele municipiului Măinești la un alt ecol. Se vede aici locul 1, eu vă spuneam de Urzică Sergiu, uitați câte cupe și uitați premii internaționale. În Italia, în Germania și mai sunt. Da, la șoac, la toate. Deci, vă spuneam de o secție, de un club care funcționează și vă poate confirma aici președintele clubului, care este și face parte din aparatul de lucru, de aprecierile pe care le fac cei care vin la aceste competiții. Spunând că nu în multe localități se întâmplă ca o sumă din bugetul local să meargă către un club sportiv, unele chiar neavând un astfel de club sportiv. Cei care vin sunt campioni naționali, sunt antrenori de calibru național, internațional și au văzut că nu suntem indiferenți la sănătatea și educația copilului. La culte și fundații știți că sunt cele două legi, legea 350 și legea 82. Am participat în fiecare an, participăm și în acest la realizarea protoierii Măinești pe legea 82 și a celorlalte parohii, dar și la școlile de vară pe care le realizăm în fiecare an, unde participă peste 150 de copii la fiecare școală de vară. Despre administrație, activitatea Consiliului Local. Iată, în anul 2020 au avut loc 12 ședințe ordinare și 13 extraordinare, de această dată mai mult, în 21, 12 cu 6. Situația proiectelor de hotărâre, 207 proiecte de hotărâre aprobate în 2020, în 2021. Proiecte de hotărâre respinse, după câte vedeți, niciunul. Eu zic că am inițiat proiecte de hotărâre viabile. Consiliul Local a înțeles că trebuie să realizăm lucruri în municipiul Măinești și numai împreună putem face acest lucru și am și rugat atunci când consideră că un proiect de hotărâre nu este legal, nu este viabil, să nu-l voteze. Și după cum vedeți, nu cred că a fost un proiect de hotărâre care să nu fie legal. Situația voturilor, și aici sunt și pro și contra și abțineri și împotrivă, așa e democratic și e bine că se întâmplă și acest lucru. Ia dispoziții de primar, sunt destule la număr, o activitate destul de intensă în cadrul aparatului de lucru al primarului. Audiențe, scrisori către cetățeni, sondaje, premii și distincții, am menționat câteva. Ce urmează? Mă apropii de sfârșit că mă plictisesc prea mult, dar sunt realizările noastre și trebuia să le spun. Centrul multifuncțional, activități sociale. Este cel de la clădirea de la SPAS, de la biserică din fața bisericii. Școala de băieți va deveni muzeu, v-am explicat despre ea, iau. Viitoarea secție balneară la hotel. Eficientizarea iluminatului, 4.300.000, fondul de la Ministerul Mediului. Locuri de joacă pentru copii, v-am menționat mai devreme. Diversificarea mobilității urbane și cea de care este în lucru și cea care urmează să fie. Asfaltarea unor noi străzi, infrastructură de apă și canal din licitație publică, acum la nivel de Consiliu Județean, un proiect de 14 milioane pentru municipiul Măinești. Cei care sper să se finalizeze licitația, să înceapă și acele lucrări în cartierul Hangan, Lucăcești. Ce este aici? Acel centru amenajare teren tenis. E trecut aici, dar e un centru de activități de agrement. Pentru că are acolo în componență un modul unde se pot desfășura activități sportive, șac, remi, table și așa mai departe. Are un grup sanitar cu vestiare, un teren pe zgură, ceea ce nu este în zona noastră, tribune, împrejmuire nocturnă, dar și un sistem de accesare, de închiriere a acestui teren online printr-un
prin contribuția unui salariat de la primărie, va fi închiriat. Cei care nu vor respecta regulamentul de la acest teren, a doua oară nu vor mai primi. Era necesar un astfel de teren de agrement și de desfășurare a activităților în municipiul Măinești. Știm cu toții că avem terenul doar la școli, dar e bine să avem și la și unul care poate fi închiriat și se poate desfășura astfel de activități și de ce nu unele competiții atunci când este cazul. Vă spuneam de acele proiecte pe asistență socială, pe o mobilitate urbană, pe DN2G, bazinul de not și celelalte. Continuarea proiectelor, pe strada Ștefan Lucian sunt aceste proiecte, dacă vom reuși să le realizăm, pentru că impune o cheltuială suplimentară din bugetul local, dar de curând am fost la ADR Nord-Est și vom vedea dacă vom putea implementa și aceste proiecte, ne străduim să găsim finanțare pentru ele. Cum spuneam, ne apropiem de final. Nu-i să fiu de mandat să vă mulțumesc pentru contribuție, dar totuși o să fac acest lucru, pentru că ceea ce am făcut până acum e realizat împreună, nu de primar singur, este raportul primarului. La acest raport au lucrat și colegii mei de la comunicare și dumneavoastră, toți cei care ar trebui să puneți la dispoziție documente și informări. Eu zic că e un raport care a durat peste o oră, ceea ce înseamnă că sunt realizări în municipiul Măinești și ne putem mândri cu acest lucru, atât dumneavoastră cât și eu, pentru că astăzi, când merg pe stradă, când merg la o întâlnire în județ și nu numai, municipiul Măinești este cunoscut ca un municipiu care se dezvoltă, un municipiu care corespunde secolului în care trăim și în care sunt proiecte viabile, așa cum spuneam, și nu puține la număr. Pot spune că suntem pe podium la nivel de județ Bacău și chiar pe locul 1 la accesare de fonduri europene, la implementare de proiecte din bugetul local, dar și la nivel național. Spun acest lucru cu voce tare, pentru că așa este și vă spun încă o dată și vă mulțumesc celor din Consiliul Local că ați înțeles și ați aprobat aceste proiecte de hotărâre. Le mulțumesc celor din aparatul de lucru pentru că nu pot singur realiza aceste lucruri. Mulțumesc celor din instituțiile deconcentrate de la nivelul municipiului Măinești, instituții publice, școli, spital, unități militare, pentru că împreună putem duce mai departe ceea ce ne-am propus la începutul acestui mandat și nu numai și la următoarele, zic eu. Pentru că dacă ne vom face treaba și vom munci, vom face echipă împreună oricând să realizăm lucruri frumoase și nu puține la nivel de municipiul Măinești. Dacă cineva dintre dumneavoastră vrea să completeze, cu drag, îi dau microfonul, dar eu încă o dată închei prin a vă cere sprijin atunci când vedeți ceva de la locul lui, spuneți-ne nouă, colegilor, mie personal, ușa mea este deschisă pentru toată lumea la orice oră de zi și când sunt pe teren în permanență și mă vedeți, toate proiectele au nevoie de mici modificări, trebuie să fiu acolo. Cred că e o prezență în spațiu public a mea și aparatului de lucru, dar dacă muncim cu toții, orașul va arăta mult mai bine. Vă mulțumesc! În primul rând, felicitări domnului primar, felicitări aparatului de lucru și, nu în ultimul rând, felicitări dumneavoastră consilierilor. Am privit cu mare emoție fiecare slide și cu fiecare slide ce trecea, mă simțeam tot mai mândru și pun pariu că și dumneavoastră, cei din sală, atât consilierul local, cât și colegi din aparatul de lucru s-au simțit mândri să vadă că orașul Măinești cu fiecare zi vizibil înflorește și devenim un exemplu de bune practici, poate nu doar la nivelul județului Bacău, unde suntem deja, ci și la nivel național, cum spunea și domn primar de Ciugud, mediatizarea a fost diferită și de aceea vă rog pe fiecare dintre voi să devenim ambasadorii municipiului Măinești, să promovăm municipiul Măinești, să ne promovăm pe noi înșine în spațiu public, atât Facebook, cu prietenii, cu familia, cu colegii din alte localități, pentru că avem cu ce ne mândri și avem un oraș care se dezvoltă de la zi la zi, cu aportul domnului primar, a aparatului de lucru și a dumneavoastră, a tuturor, fiți mândri de municipiul Măinești și nu uitați sloganul municipiului Măinești că promovăm valorile, stimulăm competiția și împreună construim viitorul. Fiecare suntem parte din viitor și deveniți în continuare ambasadorii municipiului Măinești, pentru că nu de puține ori colegi, foști colegi de facultate, colegi de muncă din alte localități, văd pe Facebook, văd la
televizor și prin aparițiile domnului primar la TVR1, TVR3, pe diferite posturi locale, județene și naționale și mă întreabă cum se poate. Răspunsul este simplu. Când lucrezi cu inima pentru moinești și pentru moineșteni, lucrurile se transformă și visele se transformă în realitate. Felicitări încă o dată, domnule primar! Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul? Da, domnul profesor. Mă bucur că alături de domnul primar și de ceilalți consilieri și de către toți cei care lucrează în primăria Moinești, am adus și eu o mică contribuție și îmi voi mai aduce, sper, atâta timp cât voi mai trăi în municipiul Moinești și atât în calitate de consilier, cât și în calitate de viceprimar. Cred că s-au spus foarte multe lucruri, dar în esență, cred că domnul primar are tot timpul omul moineștean. Nu este zi să nu poarte discuții cu toți cetățenii, indiferent în ce loc, atât la audiență, cât și în particular, și totdeauna răspunsul nu este nu, ci analizează, caută soluții și totdeauna găsește pentru moineșteni. Aș vrea să spun că, și m-am convins de lucrul acesta, că valoarea localității nu este dată de mijlocul financiar, de sumele pe care le avem la buget, pentru că sunt foarte mici în comparație cu proiectele pe care le avem, ci de valoarea omului care știe ce are de făcut și ce urmează să fie făcut în viitor împreună cu dumneavoastră. De aceea îl felicit pe domnul primar, pe domnul viceprimar și pe toți cei din aparatul de lucru al primarului, dar și ceilalți care contribuie alături de dânsii la progresul orașului. Cred că dacă Bacău avea un primar ca al nostru, arăta altfel. Mergeți și vedeți în fiecare zi și faceți o comparație și cu alte localități, dar am ales reședința noastră de județ, unde mă duc permanent. Mulțumesc, felicitări încă o dată și scăpați! Mulțumesc și eu încă o dată. Dacă mai vrea cineva, domnul consilier, nu? Aparatul de lucru nu are curaj? Da, dacă nu încheiem ședința, vă aștept la evenimentele care vor avea loc în acest weekend și nu numai. Și încă o dată vă asigur că dacă facem echipă împreună, toată lumea va trăi într-o bună înțelegere la nivel de municipiul Moinești. Dar condiția este aceasta, să facem echipă, să tragem în același oameni, așa cum îi place românului să spună, da? Vă mulțumesc! Dacă v-am plictisit, încerc scuze!